Fără păr și unghii vopsite, fără sprâncene pensate pentru fete și fără pantaloni scurți sau păr lung pentru băieți. Sunt regulile pe care trebuie să le respecte elevii unor școli, dacă nu vor să fie dați afară de la ore sau să aibă nota scăzută la purtare. Conform Observator News, din ce în ce mai multe reguli absurde apar în regulamentele școlilor. Dacă pe vremuri o bătaie sau foarte multe absențe duceau la scăderea notei la purtare, acum același rezultat l-am putea vedea în cazul părului vopsit sau al hainelor considerate de direcțiune probabil drept neadecvate. Ba, se poate ajunge chiar și la exmatriculare. Culmea, nu la fel de aspru sunt pedepsiți elevii care sunt găsiți cu drogul la ei. Elevii sunt pedepsiți cu scăderea notei la purtare și chiar cu exmatricularea în unele școli, în cazul în care au părul vopsit sau băieții au părul mare, dar sunt aspru pedepsiți și elevii cu îmbrăcăminte considerată de regulament indecentă, cum ar fi în cazul fetelor, bluzele sau tricourile cu buricul la vedere. Spun aspru pedepsiți pentru că pedeapsa este mai dură decât în cazul celor prinși cu drogul la școală, care în cel mai rău caz pot scăpa doar cu nota scăzută la purtare. În urmă cu 5 ani, un elev de clasa a 10-a din Cluj a fost trimis acasă de la ore pentru că avea părul mai lung de 5 cm, așa cum prevedea regulamentul școlii. Cei care sunt găsiți cu droguri asupra lor au scăzută nota la purtare cu un punct, două sau trei, nimic mai mult. Este plin de reguli absurde în mai toate regulamentele școlilor de la noi din țară, care nu au neapărat legătură și nu afectează capacitatea elevilor de a învăța. Tocmai de aceea și acum copiii și părinții cer conducerii școlilor să impună regulamente adaptate zilelor noastre și fără exagerări sau cerințe fără logică.